Aleluia! Iisus Hristos este Domnul! Vreau să dau laudă Domnului și prin această cântare care se numește Leul din Iuda. Și vreau să cântăm împreună, fraților. Toți cei care cunoașteți cântarea și care nu o cunoașteți, vă rog să o învățați. E o cântare extraordinară prin care este vrednic mielul din seminția lui Iuda sau leul din seminția lui Iuda. Este vrednic să primească lauda și cinstea și închinarea. Este Domnul nostru, este Împăratul nostru. Doamne, pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te înălțăm, Dumnezeule Sfânt, aleluia, și cerem ungerea Duhului Sfânt peste cântarea aceasta și peste toți cei ce ascultă această cântare, acest mesaj în momentul acesta. Cer ca să fie cercetați prin puterea Duhului Sfânt în numele Lui Iisus. Aleluia, dă-le putere, Tată, dă-le biruință în încercările lor. O, aleluia, îți mulțumesc că Tu dai vindecarea și liberarea. Numele Tău este iertarea păcatelor și vindecarea tuturor bolilor noastre. Glorie Ție, Iisus. Aleluia. Aleluia. O, glorie Ție. Doamne, Ți-o cerchează din Dumnezeu știu. Aleluia. Cine-a biruit moartea? Cine-a călcat peste ea? Cine e leul din Iuda? Scutul tăria mea. Spune-mi, cine-a biruit frica? Cine-a călcat peste ea? Cine e leul din Iuda? Scutul tăria mea. Cine-a murit pentru noi? Cine-a murit pentru lume? Glorie doar Regelui. Spune-mi, cine într-o zi se va întoarce în fruntea oștirii Lui? El va primi închinarea, pământul și cerul ia Lui. Aleluia, aleluia. Cine e Împăratul? Cine pe noi ne-a salvat? Cine a răbdat pentru lume? Fie un veci glorificat. Hai spune-mi, cine e Împăratul? Cine pe noi ne-a salvat? Cine a răbdat pentru lume? Fie un veci glorificat. Aleluia, aleluia, Iisus este.
Slăvit să fie numele Lui! Glorie Celui ce este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților! Haideți să lăudăm și să-L binecuvântăm toată viața noastră și să distribuim, să dăm mai departe aceste cântări tuturor prietenilor noștri și tuturor, poate chiar celor care nu ne cunosc și nu-L cunosc pe Dumnezeu, mai ales ca toată lumea să se închine înaintea Domnului și să recunoască că El este Împăratul și că El este leul din seminția lui Iuda, Cel care a biruit moartea, a biruit frica. Și El poate să biruiască și în viața ta moartea, frica, boala și orice eșec de care tu te temi sau orice altă confruntare pe care o ai de făcut în viață. Iisus Hristos îți dă biruința dacă L-ai pe El în viața ta și te încrezi în El din toată inima ta. Fii binecuvântat, prietenul meu. Pace!